Caransebeș. În inima Caransebeșului se găsește statuia unui erou român pe nume Ioan Dragalina. Cine a fost Ioan Dragalina? Ioan Dragalina a fost un luptător al românilor. La început, sub locotenent, el avansează treptat, devine locotenent colonel și comandant al școlii militare de infanterie din București. Pentru meritele sale în învățământul militar, Ioan Dragalina este decorat cu Ordinul Steaua României, clasa a 5-a. Divizia sa a luptat cu curaj în august 1916 la Orșova și pe valea râului Cerna. În 11 octombrie 1916, generalul Dragalina primește ordin să se deplaseze la Craiova, unde este numit în funcția de comandant al armatei 1. Decide să ducă lupta în munți, stabilind începerea ofensivei la 14 octombrie și face apel la curajul fiecărui soldat în ordinul de zi, spunând: trupa care nu înaintează să moară pe loc. În dimineața zilei de 12 octombrie 1916, după ce se întoarce de la mănăstirea Lainici, este prins într-un schimb de focuri pe un pod. Mașina trece în viteză pe pod prin ploaia de gloanțe, doar câteva gloanțe își ating ținta. Generalul este rănit de două gloanțe în brațul stâng și în omoplat. Ioan Dragalina este dus la spitalul din București de urgență. Pe patul de spital, regele Ferdinand I al României îi conferă Ordinul Mihai Viteazul. La 16 octombrie 1916 îi este amputat brațul stâng. Deși starea sa începuse să se îmbunătățească, spre seară se declanșează septicemia. Moare în seara zilei de 24 octombrie 1916. A fost decorat cu Ordinul Mihai Viteazul, clasa 3-a, pentru modul cum a condus Divizia 1 Infanterie și Armata 1 în campania anului 1916 și a fost înmormântat în Cimitirul Eroilor în prezența regelui Ferdinand, a principelui Carol, viitorul rege Carol al II-lea, și a numeroși oameni politici. Prin felul său de a fi, generalul era stimat și iubit de subordonații săi, fapt ce se desprinde și din versurile dedicate după moartea sa. Pe când ordinul acesta de zi ni se citește, viteazul în inspecții pe defileu pornește, dar vai, de după stâncă un foc de mitraliere. Dușmane îl încadrează, zdrobindu-i cu putere, și brațul stâng și un umăr. Atacul se începe, eroul, moș din Patui, conduce cum pricepe, cu sânge rece lupta, iar pilda lui ne mână. Și sufletul și pașii cu furie păgână. Am năvălit în dușman pe moșul răzbunarăm, victorie de plină, prin el o căpătarăm. Dar ce folos, noi veseli de fructele culese, aflarăm cu durere că moșul se stinsese. Serafim Ionescu, Povestea lui Moș Dragalina în cultul eroilor noștri, numărul 11-12, pagina 17, București, 1923.